Toată lumea vorbește despre political correctness, știi? Ca și ceva extrem de negativ, extrem de dăunător, știi? E foarte posibil să fie dăunător. E foarte posibil să fie neoprogresist și e foarte posibil să fie exagerat de asemenea. În același timp există cealaltă, reversul medaliei, știi? Undeva prin 1930, când cineva spunea într-un ziar că negrii nu trebuie să mai fie sclavi, toată lumea spune, domnule, ești tâmpit, ce dracu, ești tu progresistul vieții, lasă-ne, domnule, în pace, știi? Și când în anii 20 în sudul Americii ridicau ăștia statuii tuturor generalilor rasiști, la fel lumea spune, domnule, ce ești progresist, ce e asta? Și atunci, pe de o parte, e bine că se spun poveștile astea, pentru că dacă nu vedeți ce se întâmplă în America de foarte multe ori, în România nu e atât de, nu e atât de vizibil, știi? Dar în America, dacă te duci, acolo chiar se întâmplă evenimente de probleme rasiale. Pentru cine a urmărit știrile în ultimele 3 săptămâni din America, doi albi au omorât un negru pentru că fugea pe ei prin cartier. L-au vânat, deci l-au vânat, nu au mers, au urcat în mașina amândoi, l-au somat ei, s-o prească, ei erau pe sistemul oprește vărule. Și nu s-au bădat, s-a speriat, fugea de ei, știi? Și l-au omorât, pur și simplu. Și nu au fost arestați. Da? Așa că când, noi când vorbim de political correctness, trebuie înțeles foarte bine că poveștile pe care și le spun în societate sunt sunt relevante pentru respectiva societate. Și atunci noi când spunem, băi, nașpa că sunt atâtea chestii politically correct. Bă, de acord, nici mie nu-mi plac. În același timp, dacă îmi spui dacă e nevoie de ele, bă, s-ar putea să fie nevoie de ele. Știi? Asta e partea ciudată a acestor teme politically correct. De-aia nu trebuie luat... Eu v-am mai spus chestia asta și v-am mai spus și în continuare, știi? Când vedeți oamenii că orice om vine și vă spune că el are o părere finală și este the end all be all of shit, eu m-aș feri de părerea aia, știi? Și asta, ăștia care spun, știi, că bă, nu există nicio parte bună, de fapt, în... nu știu ce țin căștile mele, cum am vorbesc cu nimeni acum. Cine vine și vă spune că, de exemplu, că, domnule, nu e bine că există atâta political correctness, bă, I don't know. Pe de parte, brandurile o fac și pentru un alt motiv. Brandurile o fac și pentru că au nevoie să aibă acest portavoce, știi? Bă, noi acum 10 ani noi spuneam de chestia asta. Vezi, noi am fost avangardiști. Numai trebuie să înțelegem că, în același timp, cineva trebuie să le spună poveștile astea, știi?